Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am revenit cu un nou clip, după cum ați văzut și din titlu, un haul, câteva cumpărături făcute în ultima perioadă, pe care nu vi le-am arătat, așa că am zis că ar fi momentul, având în vedere că am puțin timp liber, ceea ce se întâmplă destul de rar, dar important e că am. Sper să vă placă clipul și eu zic să începem, să nu mai vorbim atât, pentru că nu are rost. Și am să încep cu aceste dischete demachiante de la Sien, 140 de bucăți. V-am spus cândva că o să revin la ele și că o să încep să le refolosesc. Îmi plac mult, sunt ok și o să le mai vedeți la mine și în clipurile cu empties. De la Nivea am două deodorante. Acesta este Fabulous Flower și acesta Magic Pearl, ambele la 150 de mililitri. În momentul de față îl folosesc pe acesta. Și este ok, îmi place mirosul, protejează. Abia aștept să-l încerci pe acesta. Și eu prin magazine doar pe acestea două le-am văzut. Sunt ediție limitată, apropo. În caz de mai știți voi alte deodorante, mă rog, alte deodorante, alte arome din această gamă, chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii pentru că aș vrea să le încerc pe toate. După cum am spus, eu doar pe acestea le-am găsit în supermarketurile apropiate de mine. Chiar aș vrea să le încerc pe toate și în caz de știți voi alte arome, chiar aș aprecia dacă mi-ați scrie în comentarii. De la Lidl am cumpărat și trei săpunele din acestea cu căpșuni. Sunt ieftine și bune. Și am mai cumpărat unul cu fructul pasiunii și mango. Au 100 de grame și chiar sunt ok. O să le mai vedeți la mine, le vedeți și prin empties și da. De la Schwarzkopf Gliss mi-am luat un șampon la 250 de mililitri. A fost 7 lei, dacă nu mă înșel. L-am folosit de 3 ori până acum și este ok, curăță părul, nu-l cauzează mătreață. Este ok, îmi place, dar o să vă spun o părere mai pe larg după ce îl termin în produse terminate, pentru că cu siguranță am să fac o părere mai largă despre el. Și dacă o să-mi placă, o să-mi cumpăr și balsamul din aceeași gamă. Și poate cândva o să le folosesc împreună, de ce nu? Poate o să aibă un efect mai mare. Mai vizibil, să zic așa, nu mai mare. Am fost pentru prima oară în DM, după cum dacă ați văzut pe Instagram, am postat acolo cândva o poză și am scris că am fost pentru prima oară în DM, pentru că s-a deschis recent și la mine și eram foarte, foarte entuziasmată să merg și eu într-unul. Și mi-am luat câteva produse, așa că vreau să vi le arăt. Probabil le-ați văzut și acolo, probabil, nu știu. Așa că am zis că ar fi mai bine să vi le arăt și aici, de ce nu? Și este vorba despre această pilă de picioare de la Balea. Aici este o față mai fină, aici este mai abrazivă. Am cumpărat-o pentru mama mea, am folosit-o și eu de vreo 2 ori și pot să zic că este ok, chiar își face treaba. A fost undeva la 6 lei, dacă nu mă înșel. De la Essence mi-am luat această pensulă pentru sprâncene, pe care am folosit-o, după cum vedeți. Îmi place foarte mult acest etui, portofel, nu știu cum să-i zic, acest plastic, mă rog, înțelegeți voi, în care este pusă. Cam așa arată, este fină, este foarte precisă, îmi fac bine sprâncenele cu ea, a fost în jur de 9 lei și chiar își merită toți banii și îmi place foarte mult mesajul de aici. Nu știu de ce, dar chiar îmi place. Așa. Chiar vă recomand. Eu am avut noroc că era fix ultima, așa că am fost oarecum norocoasă. Și tot de la DM, tot din DM, în fine, de la Miss Sport, dacă nu mă înșel, mi-am luat această paletă cu iluminatoare. Sunt 4 iluminatoare și a costat 30 de lei, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Stați puțin că nu pot să o deschid. Cam așa arată, aici are acel plastic de protecție și acestea sunt nuanțele. Vă fac imediat și niște swatch-uri. Cam așa arată, sper că se vede destul de bine pe cameră. Mie îmi plac foarte, foarte mult și chiar mă bucur că am cumpărat-o. Vă recomand și vouă, deci după cum vedeți este foarte pigmentată și la 30 de lei eu zic că nu aveți nimic de pierdut. Tot de la Balea mi-am cumpărat și aceste lame de ras. Îmi place foarte mult ambalajul, nu știu de ce, dar îmi place. Are 8 bucăți și așa arată
lamele de ras în sine, pentru că folosesc deja. Și culorile acestea sunt drăguțe. Și a fost 13 lei, dacă nu mă înșel. Și chiar e bună, îmi place, nu zgârie, chiar este super și probabil că am să le recumpăr. Un șampon de la Sien. Eu nu l-am mai văzut pe acesta până acum, așa că l-am cumpărat. Chiar sunt curioasă de el. N-a fost scump, vă dați seama, dar chiar am vrut să-l încerc. Are 500 de mililitri, este cu 7 ierburi sau ceva de genul. Are un miros clasic de iarbă, să zic așa. Este pentru păr, pentru păr normal și, mă rog, gras, nu știu, în fine. Pentru volum și încă ceva. Da, v-ați prins voi. O să-l folosesc și o să revin cu păreri în empties. Chiar sunt curioasă de el. Dar la prețul pe care l-are nu mă aștept la prea multe, dar să curețe. Dacă curăță, este minunat. De la Emilia, dacă, cu siguranță trebuie să știți, a făcut la un moment dat pe pagina ei de YouTube un concurs cu câteva produse și eu l-am câștigat, așa că am postat pe Instagram o poză și am spus că mi-au ajuns produsele, dar nu știu câte persoane au văzut acea poză, așa că m-am gândit să vi le arăt acum. Știu că a fost acum ceva timp acel concurs, dar având în vedere că sunt sigură că nu toate persoanele care mă urmăresc au Instagram și că au văzut poza respectivă, am zis că ar fi bine să vi le arăt. Nu mai am toate produsele, mai am doar două, dar am zis că tot o să vi le arăt. Și este vorba despre această apă micelară de la Balea, Vital, la 200 de mililitri. Nu am folosit-o până acum, pentru că folosesc altă apă micelară, dar sunt curioasă de ea. Și la fel o să revin cu păreri în empties când o voi termina. Și tot de la ea mai am această cremă de ochi de la A New Clinical. Cam așa arată. Am folosit ceva din ea, dar nu se observă. Nu pot să-mi fac o părere prea mare până în momentul de față despre ea, pentru că o folosesc destul de rar când mi-aduc aminte și când am chef efectiv să mă dau cu ea la ochi. Pentru că vin târziu, vin destul de târziu de la muncă acasă și nu prea mai am chef de nimic. Așa că mă demachiez și mă bag în pat. Dar când simt nevoia, o mai aplic. Și da, probabil când o voi termina, dacă o voi termina, o să vă zic mai multe despre ea. Poate o să-mi fac o părere mai complexă. Așa. Am mai primit niște produse de la o anumită persoană, dar nu vreau să-i spun numele. Dacă o să vadă acest clip, o să se simtă, ca să zic așa. Am primit acest balsam de păr de la Pantene Pro-V, tip spray. Are 150 de mililitri și nu l-am folosit până în momentul de față. Miroase destul de bine și chiar sunt curioasă de el. Nu prea mai auzit de varianta asta, balsam spray, dar sunt curioasă. Tot de la acea persoană am mai primit și acest luciu de buze de la Farmona, 15 grame, tutti frutti, miroase ok, nici pe acesta nu l-am folosit încă. O cremă de ochi de la Planet Spa, Heavenly Hydration, Eye Gel Mask, la 15 ml, cu ulei mediteranean de măsline verzi, mă rog. V-ați prins voi, n-am folosit-o încă pentru că o folosesc pe aceasta de la A New Clinical și nu are rost să desfac două. Dar o să o folosesc și o să revin cu păreri. Și tot din aceeași gamă am și masca de față la 75 de mililitri pe care încă nu am desfăcut-o pentru că mai am încă una la fel și nu avea rost să folosesc două de același fel. Părerea mea, nu? Mai am o ojă de la Avon True Color la 10 ml în nuanța Vintage Boutique, dacă nu mă înșel. Nu cred că se vede, da, Vintage Boutique. Nu știu cât o să se vadă pe cameră. Nu se vede, da. După cum vedeți, este un nude destul de închis, un maro, o să-i zic. Dar nici pe acesta nu am folosit-o. V-am spus, de când lucrez nu prea mai am timp de nimic, nici să mă dau cu cremă la ochi, nici să mă dau cu ojă, nici mai nimic.
dar o să o folosesc. Și ultimul produs primit de la acea persoană este această mască de față de la Planet Spa. Este apărută recent, acum 2-3 campanii în urmă, la 50 ml cu cărbune, este peel-off, mai am foarte puțin din ea undeva până aici, dar o să vă vorbesc mai multe despre ea în empties. Mai am câteva produse și termin. Mai am câteva măști de față de la Oriflame. Am vrut de mult timp să le încerc pe acestea la plic. Și... da. Mi-a alunecă. Ce să-i faci? După cum spuneam, vreau să le încerc de mult, așa că mi-am luat din fiecare câte unul. Acesta l-am prins la o reducere, era într-un flyer, a fost 3 lei parcă. Este de la Optimals Radiance Boosting Face Mask cu vitamina C. Are 10 ml și abia aștept să o folosesc. Iar celelalte 3 sunt de la Love Nature, după cum știți, cu brusture pentru tenul gras, cu ăsta, cum îi zice, cu ovăz, cred, pentru tenul uscat și aceasta cu castravete pentru tenul combinat. Toate au 10 ml. Aceasta am înțeles că dacă o bagi la frigider, când o aplici pe față, are un efect super răcoritor, ceea ce eu o să încerc. Și da, abia aștept să le testez pe toate. Așa. Într-un supermarket am găsit aceste șervețele umede de la Bebelino cu aloe vera, pachet mare de 60 de bucăți. L-am început și pot să zic că îmi plac șervețelele destul de mult. Sunt destul de groase, destul de mari, sunt îmbibate destul de bine în produs, nu prea mult. Și da, fără alcool, testat dermatologic, pH fiziologic. Probabil am să le mai recumpăr, dar o să vă vorbesc mai pe larg despre ele în produse terminate. Așa, mai am o cremă cu galbenele, aceasta o avem tot timpul în casă, are 40 de grame, se găsește în farmacie, în orice farmacie mai bine zis, cam așa arată, are o culoare destul de ciudățică. Pe cameră arată bine, dar în realitate este un galben mult mai închis și eu o folosesc efectiv pentru tot. Adică, mai bine zis, pentru răni. Înainte să-mi aplic un pansament, aplic crema aceasta pentru a-mi vindeca rana mult mai repede și chiar își face treaba. Este a nu știu câta cutie pe care o terminăm. Mă rog, nu sunt toate de la aceeași marcă și la fel, dar toate sunt creme de gălbenele și își fac treaba. Chiar vi le recomand, sunt super bune. Da, un produs random așa, zic eu, pe care vreau să vi le arăt. Este o placă de păr de la Remington. Stați puțin că vă arăt imediat. Cam acesta este. Așa arată. Acum este închisă. Este bună. Am dat pe ea 100 de lei, dacă nu mă înșel. Este bună, își face foarte bine treaba. Îmi îndreaptă părul. Are... cum să-i zic? Are... scară de temperatură, ca să zic așa, de la 150 la 230, după cum vedeți aici. Când o bag în priză, trebuie să ridic chestia asta în sus. Aici luminează în albastru și îmi dă de înțeles că se încălzește. Iar după ce este încălzită, plasticul acesta alb se vede totul albastru. Luminița aceea albastră nu mai clipește și atunci îmi dă de înțeles că s-a încălzit și pot să o folosesc. Da, este bună, îmi place și chiar vă recomand. A venit cu instrucțiuni, cutia nu mai am și cu această, mai bine zis, husă, aici, nu aici, în partea asta la alta, are o gaură, efectiv, să o bagi pe post de husă, iar pe partea aceasta are un sky pentru a băga cablul de la care se bagă în priză și toate chestiile și... decât să se pună praful pe ea, stând pe masă sau ceva, mai bine o bag în chestia asta și chiar o protejează. Este super bună și chiar mă bucur că mi-am cumpărat-o, pentru că îmi doream de ceva timp o placă de păr. Nu folosesc protecție termică pentru că știu că n-are niciun rost. Pentru că, da, nu prea își fac treaba protecțiile termice, cel puțin din câte am auzit eu.
Și ultimele produse pe care vreau să vi le arăt sunt 3 produse de machiaj, mai bine zis 3 palete, pe care le-am câștigat într-un giveaway pe Instagram și sunt 100% sigură că pe acestea nu vi le-am arătat nici măcar pe Instagram, așa că am zis că ar fi cazul să vi le arăt. Prima este de la Too Faced Sweet Peach Glow, a doua este de la, de la Zoeva Spice of Life, iar a treia este de la Fenty Beauty by Rihanna Moroccan Spice. M-am bucurat extrem de mult când am aflat că le-am câștigat. Știu că sunt destul de scumpe și le desfac imediat și vi le arăt și vouă. Așa arată aceasta de la Too Faced. Iluminatorul, după cum vedeți, este folosit, dar restul nu și efectiv miroase a portocale, doamne, a piersici. Deci, efectiv îmi vine să o mănânc. Cel puțin blașul miroase foarte, foarte bine a piersici. Vă fac imediat și niște swatch-uri. Cam acestea sunt, sper că se vede destul de bine pe cameră. Vă dați seama că sunt super pigmentate, dar am vrut totuși să vă fac niște swatch-uri. Următoarea este acestea de la Zoeva, Spice of Life. Cam acestea sunt nuanțele. Le-am folosit și pe acestea, dar nu pe toate. Vă fac imediat și la acestea niște swatch-uri. Cam acestea sunt nuanțele. Sper că se văd destul de bine pe cameră. Îmi plac foarte mult și o să continui să le folosesc, deși mă machiez destul de rar pe la ochi, pe pleoape, mai bine zis, dar îmi plac și chiar mă bucur că le-am câștigat. Și următoarea este Fenty Beauty by Rihanna, Moroccan Spice. Acesta pot să o deschid fără să mai pun pauză. Acestea sunt nuanțele. Da, o țin invers. Așa, și acestea sunt super pigmentate și arată foarte bine toate. Cam acestea sunt, aici are o oglindă și aici fardul acesta este spart pentru că s-a spart la livrare, dar nu pot să zic că mă deranjează pentru că nu s-a spart complet, doar într-un colț. Și da, vă fac și la acestea niște swatch-uri imediat. Cam acestea sunt câteva din nuanțele paletei, nu v-am făcut swatch-uri la toate. Și acest far de aici, acest alb, vreau să vă spun că are niște particule roz prin el și efectiv când îl aplici în colțul intern, nu știu dacă se vede și pe cameră, deci efectiv dă un efect de roz, nu se mai vede alb și mie îmi place foarte mult. Nu știu dacă se vede pe cameră, repet, dar îmi place foarte mult combinația aceasta de alb cu roz. Și da, așa arată toate paletele. Cam acestea au fost toate produsele mele, dar și paletele. Mă bucur extrem de mult că le-am primit. Mulțumesc organizatoarelor. Cam acesta a fost și haul-ul meu. Sper că v-a plăcut. Iar noi ne revedem cât de curând la un nou clip. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce produse ați folosit voi din cele prezentate și dacă mai cunoașteți deodorante din gama aceasta, chiar vă rog frumos să-mi scrieți, aș aprecia foarte mult. Până la următorul clip, v-am pupat! Pa, pa!